Serviciul de telecomunicații speciale Vaslui a efectuat o statistică pe trimestrul 2 al anului care arată că la numărul unic de urgență 112 au fost primite și tratate 103.560 de apeluri. Dintre acestea, 77,02% au fost false și 22,98% reale. Cele mai multe apeluri au fost transferate către ambulanță, 58,12%, poliție, 31,48%, pompieri SMURD, 9,37% și jandarmerie, 1,03%. Majoritatea apelurilor false și abuzive sunt de pe cartele telefonice și provin de la copii, tineri sau persoane cu probleme psihice. Multe persoane sună fără a avea o urgență, adresează injurii operatoarelor, râd, pun muzică sau nu vorbesc. Se solicită informații despre numere de telefon, se cere legătura cu diverse instituții sau persoane publice, ori se solicită sfaturi medicale. În județul Vaslui, 9 persoane au fost sancționate conform legii pentru apeluri false și abuzive către numărul 112. Autoritățile fac apel la cei care sună abuziv să nu încarce inutil liniile de urgență 112, întrucât un apel fals poate duce la pierderea unei vieți. La 112 se sună doar atunci când există cu adevărat o urgență. În vederea informării, Serviciul de Telecomunicații Speciale realizează campanii de educare.